Dragi prieteni, suntem la a patra emisiune live aici pe Facebook și pe YouTube. Mulțumim tuturor că ne urmăriți și ne trimiteți comentarii și like-uri. Ne bucură foarte tare și asta înseamnă că am reușit să ajungem în casele voastre și în sufletele voastre. Nu uitați că ne puteți lăsa comentarii aici pe Facebook, dar și pe YouTube, unde puteți urmări 52 de clipuri cu melodii de iarnă și colinde pe care le-am înregistrat doar pentru voi, dragii noștri prieteni de acasă. Eu sunt Măriuca Stan Muraru, gazda voastră, iar lângă mine îl am pe David Brumă! Bună seara, David! Bună seara! Spune-ne câteva lucruri despre tine. Spune-ne ceva ce crezi că și-ar dori să știe prietenii noștri care ne urmăresc acum. Păi, prietenii mei aș vrea să știe că îmi place să cânt, îmi place să citesc, că îmi place mult și fotbalul, dar și poeziile. Mai place să pictez, mai place să cânt și la pian. Și cam atât. Foarte frumos. Cum aștepți tu Crăciunul? Păi, da, ușor. Cât de cât. Minunat. Ce ți-ai dori să primești de Crăciun? De Crăciun mi-aș dori să primesc o minge și un cub Rubik. Cu siguranță vei primi. Ce mesaj de Crăciun ai dori să le transmiți tuturor celor care se uită la noi acum? Păi, aș vrea să le transmit mesajul că sunt bucuros că se uită la noi și vreau să le urez un Crăciun fericit. Emoționant! Ce melodie dorești să ne cânți în această seară? Altfel de colind. Te ascultăm! Live David Brumă, colind! Seara aceasta e din toate serile ninse de sărbător, cea mai aleasă și până în zori de zi plină de colindători. D'albe flori, lerui ler, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. D'albe flori, lerui ler, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Și supra tuturor, din darul magilor, lasă câte ceva. Micul Iisus căjdar, din dar se face iar raiul spre slava sa. D'albe flori, lerui ler, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. D'albe flori, lerui ler, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Noaptea aceasta nea are acel ceva, un har ieșit din comun. Fiți așadar mai buni și credeți în minuni, cel puțin de Crăciun. D'albe flori, lerui ler, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. D'albe flori, lerui ler, veste mare
ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Extraordinar! Știm că mai e o melodie pregătită, dar pentru această melodie ar fi interesant dacă am reușit să punem și videoclipul pe care l-ai filmat. Ce spui? Îmi place! Minunat! Toate videoclipurile de iarnă le puteți găsi pe pagina noastră de YouTube, Cheia Sol Music Studio! David, cum se numește a doua melodie de iarnă la care ai lucrat anul acesta? A doua melodie de iarnă se numește Iarna-i gălăgie. Abia aștept să văd clipul tău. Îl urmărim împreună. David Blumă, Iarna-i gălăgie. Iarna scoate din sertare haine și fulare, gândindu-se la tine. Vrea să vii și tu în stradă, pe tot vrea să ne vadă. Mai bine-ți pui patine. Ce ne peste noi lumină, lume tot mai senină. Copii, ies la geacă, văd să o facă lată. Iarna-i gălăgie, bucurie. Frumos. Ești plin de energie și ochii tăi albaștri sunt fermecători. Noi îți urăm mult succes în continuare și să ai sărbători frumoase, pline de magie și cadouri mult dorite.
Mulțumesc. Și mulțumesc, voi la fel. Mulțumesc mult, David, și acum o invit lângă mine în această seară pe Ana Maria Hojmaniuc. Ești foarte frumoasă, Ana Maria, și ochii tăi sunt pătrunzători. Cu siguranță vei ajunge la sufletul telespectatorilor, iar acum spune-ne câteva lucruri despre tine. Spune-ne ceva ce crezi că și-ar dori să știe prietenii care ne urmăresc acum. Cred că prietenii vor acum să afle ce îmi place mie. Mie îmi place foarte mult să cânt. Îmi place să pictez, să desenez și să fac dans. Ești foarte sigură pe tine, nu-i așa? Da. Ai participat la concursul online în această perioadă? Da, am participat. Bravo! Și ce ai primit? Eu am primit la un concurs de la București, am primit 4 premii. Felicitări! Ce ți-ai dori să primești de Crăciun? Eu mi-aș dori foarte mult să primesc o carte de ghicitori și una de proverbe. Ce mesaj de Crăciun ai dori să le transmiți tuturor celor care se uită la noi acum? Eu vreau să le transmit un Crăciun fericit alături de familiile lor. Minunat! Ce melodie dorești să ne cânti în această seară? Aș vrea să cânt Crăciun pentru toți copiii lumii. Te ascultăm! Thank you.
Mi-a plăcut foarte mult cântecul tău. Sunt sigură că le-a plăcut și celor de acasă care ne urmăresc. Și tu ai filmat melodii de iarnă și știu că unul dintre clipuri este o melodie preferată de mulți copii în această iarnă. Așa este? Da. Despre ce melodie este vorba? Este vorba despre fluturi de zăpadă. Super! Nu uitați că pe pagina de YouTube Chiasol găsiți toate clipurile cu noi. Sunt și clipuri de Crăciun și cântece originale și cover-uri celebre. Pe pagina de YouTube găsiți peste 1000 de filmulețe cu noi. În acest moment vom urmări clipuri împreună. Ana Maria Hojmaniuc, fluturi de zăpadă! Ana Maria, noi îți dorim Crăciun fericit ție și familiei tale și îți mulțumim că ai venit în această seară la noi. Abia așteptăm proiectele tale viitoare pentru că am auzit că sunt foarte multe și noi ne vom revedea aici în studioul Chiasol și după Crăciun. Iar lângă mine o invit pe Carina Ciubotariu! Bună seara, Carina! Bună seara!
Spune-ne câteva lucruri despre tine. Spune-ne ceva ce crezi că și-ar dori să știe prietenii care ne privesc acum. Mă numesc Arina Cibotariu, am 13 ani și vin din satul Brăteni. Minunat! Care a fost cel mai important concurs de muzică la care ai participat anul acesta? Cel mai important concurs la care am participat anul acesta se numește Bucuriile Muzicii, la care am câștigat trofeul festivalului și sunt foarte mândră și sunt foarte fericită. Felicitări! Care sunt planurile tale în viitor? Planurile mele în viitor sunt destul de mari și sper că le voi putea face. Îți doresc mult succes la ele. Ai vrea să transmiți un mesaj celor care ne urmăresc acum? Le transmit sărbători fericite și un an foarte frumos alături de cei dragi. Minunat! Tu te-ai gândit să fii Moș Crăciun pentru cineva drag? Și dacă da, la ce cadou te-ai gândit? M-aș fi gândit să fiu Moș Crăciunul familiei mele ca să le pot dărui sănătate. Fabulos! Acum suntem nerăbdători să aflăm ce ne-ai pregătit pentru această seară live. În această seară voi interpreta piesa Don't Save It All for Christmas Day, interpretată de Celine Dion. Te ascultăm! Carina Cibotariu! So busy that you miss giving just a little kiss to the ones you love. Don't even wait a little while to give them just a little smile. A little is enough. Hug is warmer when you're in it, and baby, that's a fact. And saying I love you's always better. Seasons, reasons, they don't matter. So don't hold it back. If you keep on love, let all the children know. Everyone, don't they go? The whole
but love lives on if you give up. Felicitări, Carina! Timbrul tău unic ne încântă de fiecare dată. Cum te simți aici în studioul nostru mic, dar călduros și primitor? De fiecare dată când pășesc pragul acestui studio, mă cuprinde un sentiment de căldură și de bucurie și entuziasmul de a cânta noi piese și de a lucra la noi proiecte fabuloase. Minunat! Ce spui de ideea aceasta de a organiza emisiuni în direct? Ideea de a organiza această emisiune în direct este o idee foarte fantastică, deoarece sunt mulți oameni care ar dori să vadă talente sau sunt chiar anumite persoane faimoase care pot descoperi chiar mici talente și mulți copii bucuroși și talentați în ceea ce fac. Și este o idee foarte bună pentru a promova micile talente. Foarte frumos, ai dreptate. Ne bucurăm nespus de mult și dorim mult succes. Iar acum vom urmări împreună clipul la piesa de Crăciun, Colind, Carina Cibotariu. Aseară pe înserate, Fecioara Maria, în viflaim cetate, călătorind venea și fiind Dumnezeu ce
Marina, ne-ai adus Crăciunul în suflet și în case. Îți mulțumim tare, tare și îți dorim Crăciun fericit ție și familiei tale. Mulțumesc, cu mare drag la fel. Aceasta a fost emisiunea live cu numărul 4. Eu sunt Măriuca Stan Moraru și vă mulțumim că ne urmăriți și că sunteți întotdeauna lângă noi. Noi ne vedem mâine în direct de aici din studioul Cheia Sol. Acest lucru nu s-ar putea întâmpla fără magia doamnei profesoare Oana Pușcașu și fără profesionalismul lui Cosmin Ciobanu, videograful nostru drag, sau Comi Studio, așa cum îl știu prietenii. Suntem o echipă tânără, o echipă plină de speranță și vise mărețe. Ne vedem mâine în direct. Vă pup dulce și nu uitați, mai sunt 8 zile până la Crăciun.